Iubiți frați și surori, vă invit să deschidem cuvântul vieții la pagina 1054, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, să citim versetul 30 și 31, în contextul imediat următor în Domnului Iisus Hristos, după ce ni se prezinte evenimentul acesta măreț, cuvântul Domnului subliniază ca și o concluzie următoarele cuvinte scrise de Apostolul Ioan. Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Vă invit cu respect să le ocupați locurile și permiteți-mi să îmi exprim. Mulțumirea înaintea lui Dumnezeu și apoi față de fratele Pastor Doru, care m-a invitat în această duminică să slujez din Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că fratele Doru, întorcându-se din România de la înmormântarea tatălui său, m-a contactat să mă anunțe să nu fiu surprins că va fi duminică totuși acasă. Și prima reacție a fost să anulez vizita, dacă a venit fratele Doru să nu mai vin. După aceea am, am reconsiderat și m-am gândit. Fratele Doru a fost alături de mine când a auzit că mama mi a plecat la cele veșnice și uh, ca un gest de suport, de încurajare, am zis că totuși este bine și l-am sunat pe fratele Doru și am zis totuși vreau să vin. Vreau să fiu alături de, de familia fratelui Doru la momentele acestea și alături de rugăciunea pe care am făcut-o înaintea Domnului, ca Dumnezeu să-i mângăie, să-i întărească, pentru că indiferent de vârsta plecării în veșnicie a celor dragi ai noștri, oricât de înaintați în vârstă ar fi, totuși există un gol care rămâne. Există lacrimi și o durere a sufletului până la momentul revederii. De aceea mi-am propus, ca și din cuvântul Domnului, să vorbesc despre înviere. Și uh, tema sau titlul mesajului meu va fi Privind cu nădejde spre înviere. Privind cu nădejde spre înviere. Am uh, ales pasajul acesta pentru că. Toată această lucrare măriață învierii Domnului nostru Isus Hristos are un rol deosebit în planul lui Dumnezeu. Dar noi ca și oameni putem să ne întrebăm dincolo de doctrină, de învățătură, dincolo de ceea ce înseamnă teologie, dincolo de însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos în planul lui Dumnezeu de mântuire, care este beneficiul primordial pentru noi ca oameni, pentru noi ca și credincioși. Și Apostolul spune că lucrurile acestea s-au întâmplat, au fost scrise pentru ca noi să primim o încredințare în sufletul nostru, în inima noastră, o credință fundamentată pe experiența aceasta în învierii Mântuitorului, pe modul în care lucrurile acestea au fost scrise în Evanghelii, și scopul este să ne aducă la credință, să ne aducă la cunoașterea faptului că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit și a înviat pentru noi. Și lucrurile acestea să ne aducă la o credință și prin această credință în Isus Hristos să ajungem și noi la această experiență a învierii și a vieții veșnice. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă parte tuturor de o astfel de credință care duce la înviere. Lăudați să fie numele Domnului. Spunea Apostolul Pavel Anticorinten, capitolul 15, versetul 19, că dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus noi nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Există ceva mult mai mult. Există o frumusețe a vieții trăite aici pe pământ cu Hristos. Există binecuvântări care decurg din relația noastră cu Dumnezeu. Dar mai presus de toate acestea, există o viață eternă, există o viață veșnică spre care tindem, pe care o așteptăm. Și nădejdea noastră în Hristos nu este numai pentru aici și acum, este cu atât mai mult pentru veșnicie, pentru înviere și pentru viața veșnică, lăudat să fie în numele Domnului. Am citit recent despre un medic creștin care și-a construit un cabinet chiar lângă casă. Știți cum se practică și prin România după căderea comunismului, fiecare cam cu businessul lui și-a făcut pe lângă casă un office, un cabinet medical și era nou nouț. Au venit un prieten de al lui, foarte bolnav, la el și avea o boală terminală. Și l-a întrebat pe medicul acesta, știind că este creștin, Mărturisindu-și așa cu voce gravă, teama. Doctore, știu că ești creștin, ai putea să-mi spui și mie ce ne așteaptă dincolo de această ușă, de această trecere, pentru că am o teamă în inima mea. În momentele acelea, medicul a auzit niște zgârieturi la ușă, la ușa cabinetului. S-a ridicat și a deschis ușa. Când a deschis ușa, câinele lui a sărit înăuntru în lăuntru cabinetului, ceea ce l-a șocat puțin și pe medic, pe stăpânul acestui câine, că niciodată nu mai fusese acolo și practic nu prea avea ce să caute câinele acolo. Dar deodată i-a venit ideea aceasta să-i dea un răspuns uh, prietenului său și uh, a început să explice, zice, uite, vezi, câinele ăsta o stat dincolo de ușă și nu intra niciodată aici, nu știu ce este aici dar simplul fapt că a știut că eu, stăpânul lui, sunt dincolo de ușă, în momentul în care s-a deschis ușa, a sărit cu bucurie, cu încredere, pentru că știa că îi voi ieși în întâmpinare. Zice, așa este și cu trecerea dincolo de pragul acestei vieți în veșnicie. Ceea ce contează nu este să cunoaștem în detaliu toate lucrurile care sunt acolo, care ne așteaptă dincolo de ușa aceasta, ci să-L cunoaștem pe stăpânul să avem o relație personală cu Domnul Isus Hristos care ne așteaptă, cu Cel care este învierea și viața, cu Cel care ne garantează viața veșnică. El este Domnul și Mântuitorul nostru. Pentru aceasta însă trebuie să cunoaștem vocea Stăpânului, Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, vocea Lui răsună, de mii de ani, cuvântul lui Dumnezeu stă înaintea noastră și dacă îl cunoaștem pe el, dacă auzim șoapta Duhului Sfânt, dacă îi înțelegem chemarea, nu vom avea rezerve sau teamă atunci când va veni pragul sau momentul trecerii dincolo de această ușă, spre un necunoscut pentru noi oamenii, dar ne încredem în cel care a biruit moartea, lăudat să fie numele Domnului. Haideți să ne uităm, dragii mei, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu la câteva motive temeinice în favoarea învierii. Aș vrea să înțelegem că există atâtea lucruri care ne învață despre momentul acesta pe care noi creștinii îl așteptăm. Am auzit mărturiile candidaților la botez și ei și-au manifestat credința în Domnul Isus tocmai cu scopul acesta de a nu ajunge în locul de chin, ci de a ajunge în raiul lui Dumnezeu, de a fi împreună cu Domnul Isus Hristos, de a experimenta bucuria mântuirii în viața lor și, mă rog, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și primul argument aș vrea să îl aduc în atenția dumneavoastră fiind legile pe care Creatorul le-a lăsat în natură. Mi-am adus aminte, studiind pasajul acesta, de o poezie. Probabil o cunoașteți mulți dintre dumneavoastră, poezia al fratelui Traian Dors, care spune, învață de la toate. E bine să ne uităm în jurul nostru și să învățăm de la toate, concluzia poeziei este, învață de la toate, căci toate sunt surori. Aș vrea să vă redau câteva versuri aici. Învață de la apă să ai statornic drum, Învață de la flăcări că toate sunt numai scrum. Învață de la umbră să taci și să veghezi. Învață de la stâncă cum neclintit să crezi. Învață de la pietre cât trebuie să spui. Învață de la soare cum trebuie să pui. Învață de la vântul și adie pe poteci cum trebuie prin lume de liniștit să treci. Învață de la toate căci toate sunt surori. Să treci frumos prin viață, să poți frumos să mori. Învață de la vierme că nimeni nu-i uitat. Învață de la nufăr să fii mereu curat. Învață de la flăcări ce avem de ars în noi. Învață de la apă să nu dai înapoi. Învață de la umbră să fii smerit ca ea. Învață de la stâncă să înduri furtuna grea. Învață de la soare ca vremea să o cunoști. Învață de la stele că cerui nu mai oști? Învață de la greieri când umeriți ți grei și du-te la furnică să vezi povara ei. Învață de la floare să fii gingaș ca ea, învață de la oaie să ai blândețea sa, învață de la păsări să fii mai mult în zbor, învață de la toate că totul trecător. Ia seama, fiu al jerfei, prin lumea care treci, să înveți din tot ce piere cum să trăiești în veci. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește prin gura Apostolului Pavel, care scrie la 1 Corinteni, în capitolul 15, și prezintă aspectul acestei legi pe care Dumnezeu a lăsat-o în natură, și anume a și a seceratului. Și versetul 36 are, are un început așa care șochează nu i spune mai degrabă deșteptule, nu? Deșteptule, ce să tu nu învie dacă nu moare mai întâi? Apoi de la versetul 42 la 46, așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și învie în neputrezire. Este semănat în ocară și învie în slavă. Este semănat în neputință și învie în putere este semănat trup firesc și în vie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Legea aceasta, sămânța grăuntele care este așezat în pământ sub glie, trebuie ca mai întâi să moară, să putrezească și apoi din nou răsare și aduce spic. Și am fost foarte inspirat aseară, gândindu-mă la aspectul acesta și am scris și eu câteva versuri, parcă în continuarea poeziei pe care tocmai am citit-o. Învață de la bobul cei i semănat în glie, ce moare, putrezește, ca iarăși să învie, în glorioasă formă cu rodul său în spic, că de Hristos nu poate a ne despărți nimic. Nici sabia, nici necazul, nici temătoarea moarte și nici mormântul nu pot a ne desparte de cel cei viu de apururi și poate să ne învie chiar adormiți de a fi ca și sămânța în este această experiență pe care o vedem în natură și care ne vorbește despre înviere și este un argument în favoarea învierii. Al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este autoritatea celui ce promite învierea. Autoritatea Dumnezeului nostru care ne-a descoperit prin cuvântul inspirat al scripturilor și ne promite în el că va fi o înviere. Spunea Mântuitorul și găsim pasajul acesta în Evanghelia după Luca, în capitolul 20, de la versetul 37 la 38. Și spunea Mântuitorul astfel, dar că morții înviază a arătat însuși Moise, în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dar Dumnezeu, nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Căci pentru El toți sunt vii. Un lucru foarte interesant: pentru Dumnezeul acesta care ne-a creat, indiferent că trăim în trupul acesta sau că au părăsit alții trupul acesta și trăiesc într-o altă dimensiune, pentru el toți sunt vii. El se numește Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Și chiar Mântuitorul, chiar Fiul lui Dumnezeu, chiar Cel venit din slavă, Cel care cunoaște toate lucrurile, ne taina aceasta și spune pentru Dumnezeu toți sunt vii. Dumnezeu îi vede pe toți dar privind mai departe, mi-am adus aminte de cuvintele Mântuitorului care spunea ucenicilor despre lucrarea pe care el o face, o făcea pe pământ și spune fiul face în tocmai ceea ce vede pe tatăl făcând. Dacă tatăl înviază morții și fiul înviază morții. Și apoi vine apostolul Pavel și scrie în Romani 14:9, căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Isus Hristos este Domnul. Amin? Amin? Amin. Repet, Isus Hristos este Domnul. Amin. Și El este Domn și a murit și a înviat să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Lăudat să fie în numele Domnului. Amin. Aș vrea să ne uităm apoi, bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe descoperirea pe care El ne-o prezintă despre Dumnezeu, despre Fiul Său și să vedem că în Scriptură există precedente. Da? Când, când auzim ceva, că s-a întâmplat ceva, o minune, ne mai gândim, mă, mai fost așa ceva? S-a mai întâmplat lucrul acesta? E, credibil? Și ne punem întrebarea, este credibilă în viere? Au existat precedente în istorie? Poate ați auzit anumite experiențe chiar în timpul vieții pe care o trăim acum. Cu ani în urmă mi-aduc aminte de un copil din Arizona care s-a necat, care a fost fără puls multe minute până, au venit, până a venit ambulanța, până, care a fost declarat și medicii au spus părinților copilul vostru a fost mort. N-a mai avut puls, n-a mai avut... Pentru multe minute se așteptau să aibă damage la creier, să nu mai judece normal. Să nu... Dumnezeu a făcut o minune în dreptul copilului vostru. Copilul acesta este dintr-o familie din biserica Happy Valley. Vă puteți interesa de lucrul acesta. Nu rețin numele, nu mi-am notat, dar îmi aduc aminte că mărturia aceasta a fost extraordinară cu câțiva ani în urmă. Mama plângea și striga pe holul spitalului. Nimeni și nimic nu putea opri și nu putea mânghea cum striga după ajutorul și intervenția lui Dumnezeu și după o perioadă destul de lungă de timp. Copilul acesta a fost resuscitat și readus la viață. Există precedente, dar ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu. Există precedente în Vechiul Testament. Nu vreau să umplu timpul. Știu că sunteți cunoscători ai Sfintelor Scripturi și cunoașteți despre Elisei, să dăm numai un exemplu despre învieri făcute în Vechiul Testament, apoi învieri pe care le-a făcut chiar Domnul Isus Hristos în timpul vieții sale pe pământ. Vă aduceți aminte de Lazar, prietenul lui, mort de patru zile, pus într-un mormânt, Mântuitorul este chemat la gura mormântului, spune, dați piatra la o parte, oamenii sunt sceptici, Doamne, miroase greu, nu are rost, ce vrei să faci acum? Și Fiul lui Dumnezeu, cu autoritatea sa divină, cu stăpânirea sa pe care o are peste domeniul celor vii și al celor morți, îl strigă și îl cheamă afară din mormânt. Lazare, vin afară. Și Lazăr iasă înfășurat cu fâșile de pânză și iasă înaintea oamenilor. Mântuitorul le spune, dezlegați-l și lăsați-l să umble. Este un precedent al învierii, este o lucrare pe care Dumnezeu a realizat-o, Domnul Isus Hristos și-a manifestat autoritatea sa divină și puterea și stăpânirea pe care o are peste domeniul morții. Sigur, fica lui Air poate fi amintit aici sau fiul văduvei din Nain, sătucul acela care era alături de văduva ce își conducea fiul la locul de înmormântare, mergeau spre cimitirul satului, pe ulița aceea îngustă și din direcția opusă vine fiul lui Dumnezeu, domnul vieții. Și putem să ne imaginăm că moartea și convoiul morții se întâlnește cu viața și convoiul vieții. Și în fruntea lor, a ucenicilor, mergea Domnul Isus Hristos, și n-aveau loc să treacă. Cineva a trebuit să dea înapoi. Uhum. Și știm cine a fost aceea. Moartea. Moartea. Moartea a trebuit să dea înapoi. Înaintea Fiului Lui Dumnezeu. Uhum. Pentru că El are stăpânire, El are autoritate, El are ultimul cuvânt, lăudat să fie numele Domnului. Apoi ne spune cuvântul Lui Dumnezeu că atunci când Hristos Domnul a murit și a înviat, s-a întâmplat un lucru premergător în vieri, și anume, în Matei, capitolul 27, versetul 51 la 53, vorbește despre perdeaua din lăuntru templului care s-a rupt în două, de sus până jos, apoi pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, a lui Hristos, au intrat în Sfânta Cetate, în Ierusalim, și s-au arătat multora. Precedente ale învierii există. Și aceasta constituie un argument pentru noi care ne întărește credința și în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Apoi, învieria Domnului Iisus Hristos însuși, pe care noi am sărbat-o recent, de care ne amintim și o cu bucurie, cu recunoștință și declarăm Hristos a înviat. Nu sunteți prea convinși? Hristos a înviat! Slăvit să fie numele Domnului! El a promis învierea Lui. El a prezis lucrul acesta înainte ca să se întâmple. Și spunea El în Ioan capitolul 10, versetul 17 și 18, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, auziți? Nici marele preot, nici farisei, cărturarii, nici pilat, nici romanii, nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Nu cer voie nimănui, cu alte cuvinte. Am autoritatea aceasta Pot să-mi dau viața, de aceea a trebuit să se întrupeze, să ia chip de om, ca și noi, ca să poată să moară, că altfel era numai Dumnezeu și nu putea să experimenteze moartea. Dar prin trupul lui de carne a avut puterea să-și dea viața și prin Dumnezeirea lui a avut autoritatea aceasta să-și ia viața înapoi. Să revină la viață, să învie, lăudat să fie numele Domnului. El este numit în Scriptură cel întâi născut dintre cei morți. Și acum vă pun o întrebare, cum adică cel întâi născut? Că tocmai am vorbit despre precedente chiar și în Vechiul Testament, alții care au înviat, alții pe care i-au înviat chiar, chiar el înainte de a învia el. Cum adică cel întâi născut dintre cei morți? Și răspunsul este că ceilalți au murit iarăși. Cei care au experimentat învierea au fost doar readuși la viață și apoi au murit din nou. Dar Hristosul învia din morți nu mai moare, spune Scriptura. Ci viața veșnică este destinația nu numai a lui, ci a celor ce cred în el, ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Învierea lui supranaturală dintre cei morți manifestarea lui din punct de vedere fizic și duhovnicesc, îmbinarea elementelor uh, naturale, fizice, biologice, cu dumnezeirea lui sunt ceva extraordinar de, de, neexplicat. Străbate distanțe lungi, instantaneu. Trece prin ușile încuiate, prin, prin ziduri, da? Se manifestă, se prezintă în fața ucenicilor și în același timp le spune, Copilașilor, aveți ceva de mâncare? Ați prins ceva? Aduceți din peștii aceia. Și a stat și a mâncat cu ei. Nu este interesant lucrul acesta? Cum se îmbină trupul, din punct de vedere biologic, cu Dumnezeirea lui, cu modul în care el a înviat și această, acest trup duhovnicesc și, în același timp, care poate fi atins? Uitați-vă la mine, un duh, spunea el, nu are nici carne, nici oase, cum vedeți cam eu. Este ceva inexplicabil. De aceea el este numit cel întâi născut dintre cei morți, pentru că în toate lucrurile să aibă întietatea. Lăudați să fie numele Domnului. Foarte frumoasă este prezentarea pe care Apostolul Ioan o face în Apocalipsa, capitolul 1. Spune că a auzit înapoi a lui un glas și s-a întors să vadă de unde provine glasul acesta. Cine este cel care îi vorbește și mărturisește el când l-am văzut în splendoarea lui, în Dumnezeirea lui? Acum imaginați-vă că era unul din cei care a petrecut trei ani și ceva cu Domnul Isus, care îl cunoștea a fost de nerecunoscut. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, spunea Ioan. Dar el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Aș vrea să vă întreb, aveți niște chei la dumneavoastră? Aveți cheile de acasă, aveți cheile de la mașină. Ce înseamnă când dumneavoastră aveți cheia? Înseamnă că sunteți în posesia lucrului, că sunteți proprietarii acelui lucru, că e mașina dumneavoastră, e casa dumneavoastră, că intrați când vreți, ieșiți când vreți, închideți și deschideți când doriți dumneavoastră, că aveți cheile, aveți dreptul acesta, aveți autoritatea aceasta. Când Isus Hristos spune: Eu țin cheile morții și ale locuinței morților, înseamnă că El are autoritate asupra acelui domeniu, că El deschide și închide, că El dă drumul și eliberează, el că El ridică la viață, că El este stăpân acolo, lăudat să fie în numele Domnului. Lucrul acesta trebuie să ne aducă o siguranță, o liniște, o pace sufletească. Domnul Iisus Hristos, care este viața însăși, din El, prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile. El le susține cu cuvântul puterii Lui, El, el este viața, în El era viața. Așa îl prezint Apostolul Ioan. Acesta este Cel în care noi ne-am pus nădejdea pentru înviere. Este Cel care a biruit moartea. Întreba Apostolul Pavel, tot în 1 Corinteni, capitolul 15, unde îți este bolul moartei. Ne-ai impuns atâta timp cu, cu, cu boldul acesta, cu acul acesta, cum să-i spun mai, mai pe-înțeles. Ne-ai semănat teamă în inimă. Unde ți este bol Nu mai impun, nu, nu mai ne este frică, nu mai ne temem Pentru că este unul care a biruit moartea, lăudat să fie numele Domnului. Apoi, dragii mei, un alt argument pe care îl avem pentru credința noastră sunt promisiunile Scripturii despre înviere și viața veșnică. Promisiunile pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar Mântuitorul, și vreau să încep cu versetul acesta din Ioan 5, cu 39, spune: Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine, adică despre Domnul, despre cel care este viața. Promisiune minunată. În Scripturi găsim tot ce privește planul lui Dumnezeu de mântuire. Nu m-am ferit, spune Apostolul, să vă vestesc tot planul întreg. Să cunoașteți. Apostolul Pavel le aduce aminte creștinilor din Tesalonic. în Tesalonice, în capitolul 14. 4, versetul 14. Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. O promisiune extraordinară. Credința noastră în învierea lui Hristos, tocmai ați mărturisit-o mai înainte, Hristos a înviat, a spus adevărat a înviat, credința în învierea lui Hristos vine la pachet cu credința în ceea ce va face Hristos pentru noi. Că Dumnezeu va aduce înapoi pe cei ce au adormit în El. Aveți o familie îndoliată, aveți familia păstorului, poate încă în momentele acestea, în care experimentează această durere a unei despărțiri, dar este o despărțire vremelnică, dragi mei. Aș vrea Cuvântul lui Dumnezeu să vă încurajeze, să vă aducă o speranță, o nădejde de neclintit, o credință din aceea care nu înșală este credința că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că este Cel ce a murit și a înviat pentru noi și că prin El vom avea și noi parte de înviere. El a spus, Ioan 11 cu 25, Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Lăudat să fie numele doi, Domnului. În 1 Ioan capitolul 5, versetul 11 la 13, Vine și aduce înaintea și în atenția noastră o mărturisire și spune și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Viața veșnică este legată într-un mod inseparabil de credința în Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Cine nu are o relație, cine nu cunoaște glasul păstorului celui mare, păstorului celui bun, nu are această siguranță. Dacă este cineva care nu are siguranța vieții veșnice, trebuie să-și pună problema și întrebarea care este relația lui personală cu Domnul, că înseamnă că aia lipsește. Dacă îl cunoști pe el ca mântuitor, dacă lasă să domnească în inima ta, dacă asculți de Cuvântul Lui, dacă crezi de plin în Evanghelie, în promisiunile Lui, dacă ai ajuns la înțelegerea a cine este El, ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ca fiul al lui Dumnezeu care a murit și a înviat pentru noi, care și-a demonstrat autoritatea, care a luat cheile morții și le ține El și este stăpân. Lucrul acesta ne dă garanție și nouă ne dă credință, ne dă încredere chiar pe patul de moarte. Mă rog ca Dumnezeu să întărească credința noastră, bazați pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe experiențele din Scriptură, pe precedente pe care le-am auzit, le-am înțeles despre care alții au mărturisit că le-au văzut cu ochii lor, le-au atins ca și Toma și toate lucrurile acestea care I-au determinat pe uceniți să meargă până la sacrificiul suprem, dragii mei. Am pus întrebarea aceasta în ziua de Paști, în mesajul care l-am avut la noi la adunare. Cine și-ar da viața pentru ceva adevărat? Și mă traducea un tânăr și o, o tradus invers. Cine și-ar da, și da viața pentru ceva care nu-i adevărat? Zic, nu, nu, am zis pentru ceva care e adevărat. Pentru că am vrut să șochez. Câți oameni am putea găsi să-și dea viața pentru un adevăr? Eu cred că puțini. Eu cred că foarte puțini. Chiar pentru adevăr. Nu vedeți ce se întâmplă în vremurile acestea când adevărul este, este scos de pe scena vieții publice și minciuna o înlocuiește? Și câți au curajul să iasă și să zică? Câți au curajul să iasă, să mărturisească despre adevăr și să zică ceea ce voi promovați este o minciune, este păcat, este desrăbălare. Nimeni, toți sunt cu fermoarul închis. De teamă. Și acum vine întrebarea cealaltă. Dar pentru o minciună și-ar da viața cineva. Și acum avem grupul ucenicilor pe cei care l-au văzut, care l-au atins, care au văzut pe Hristosul înviat și care au fost gata să meargă până la moarte, care n-au avut beneficii financiare, care nu și-au făcut titluri, care nu au fost ridicați la loc de cinste să aibă măcar în viața asta ceva de câștigat și apoi să zici că ok, ori sfârșit-o cumva cum nu și-ar fi dorit. Nu. Au fost prigoniți, au fost chinuiți, au fost bătuți, au fost huliți, au fost fugăriți și până la urmă au fost și-au plătit cu prețul vieții ca martiri. De ce? Pentru că au zis Hristos a înviat. Noi l-am văzut, noi l-am atins, noi am avut o relație personală cu el, noi avem prin Duhul Sfânt o relație personală cu el acum. Și nimeni nu ne poate fura bucuria aceasta și relația pe care o avem cu el să ne facă să spunem altceva. Suntem gata să plătim cu prețul vieții pentru adevărul acesta. Aceasta este o garanție pe care noi o avem și care este fundamentată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că. Mai avem câteva aspecte legate de actele sacramentale ale bisericii, aceste acte de cult sau cum obișnuim să le numim. Există aceste învățături sau doctrine biblice care relaționează cu învierea Domnului Iisus Hristos, care ne vorbesc despre învierea Lui și una este cina Domnului, Sfânta Împărtășanie. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, a spus Domnul Iisus, are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan 6 cu 54. Participarea la acest sacrament al Bisericii, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, ne arată că noi credem că El are putere să ne învie în ziua de apoi. Și El o va face pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui este da și amin. Dumnezeu nu se schimbă, ce a promis. Se pune întrebarea, oare nu v-am făptuit? Lăudat să fie numele Domnului. Avem un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care își ține făgăduința făcută și în dreptul acesta. Am rămas foarte uh, marcat zilele trecute, nu știu cum am, am dat peste un documentar, uh, chiar l-am întrebat pe fratele Doru dacă el l-a văzut și eu zic că vreo 10 ani în urmă, eu sunt mai în urmă, așa, dar poate că mai sunt dintre dumneavoastră care nu. Nu l-au văzut. Vă încurajați vă să-l urmăriți. Este vorba de un cercetător, un arheolog, pe nume Ron Wyatt. Ron Wyatt. Omul ăsta a descoperit foarte multe locuri istorice, biblice, au mers pe urmele poporului Israel, ieșirea din Egipt, au găsit locul pe unde au traversat Marea Roșie, au găsit Arca lui Noie, găsiți un, video frumos documentar despre mai multe din descoperirile lui. Dar la ce vreau să mă opresc? Una dintre cele mai frumoase, pe lângă Sodoma, Gomora, care, hai să zicem, nu sunt așa de atractive, ceva extraordinar de frumos. Am citit mai devreme despre momentul în care Mântuitorul și-a dat viața la Golgota și Pământul a fost zguduit de un cutremur atât de mare încât stâncile au căzut, mormintele s-au deschis. A fost ceva extraordinar de puternic din punct de vedere geologic în zona aceea. Și spune el că a fost acolo, au mărturii, sunt, a fost împreună cu alții, cu copii, sunt secvențe video, sigur a rămas surprins pentru că atâta dezbatere unde este chivotul legământului și el afirmă că a intrat chiar acolo sub Golgota, în niște grote acoperite cu pietre deja, a săpat pe acolo, a avut un spunea despre un arab care l-a ajutat un tip foarte scund, foarte mic la înălțime, pe care îl strecura pe unde putea și când a intrat în locul acela unde a, a descoperit chivotul legământului, masa de punere înainte, se pare că la invazia babilonienilor evrei au ascuns lucrurile acestea sfinte ca să nu fie luate ca și vasele din templu, de altfel despre care scrie cuvântul lui Dumnezeu, și foarte, foarte profund lucrul acesta și makes a lot of sense. Atâta sens face ceea ce spune omul acesta, că acum revin la prietenul ăsta lui Arab, care o fost, zice, când o intrat acolo, pe repede afară, zice, nu știu ce e aici, dar nu pot, nu pot nici să stau prezent, nu știu ce e aici, eu nu mai intru acolo. Și-o intrat el acolo și uh, și-o dat seama că ceea ce este în locul acela este Chivudu. Cum o trecut pe lângă el o zis că s-a atins de Sânge care era uscat. A luat sample și acum prezintă și el are pe viu, o să puteți să-l vedeți pe YouTube dacă vă uitați. A luat sample din acest sânge și l-a dus la un laborator acolo în Israel și a cerut să se facă analiza de sânge. Și oamenii foarte binevoitori îl cunoșteau, știau că este cercetător, au agreat să cerceteze sângele acesta, au descoperit în prima fază că este sânge de om, după care ziua următoare au zis, mă rog, cu centrifugă, cu... nu intru în detalii astea, că nici eu nu le pricep prea mult, dar ziua următoare când s-a întâlnit cu ei, cei de la laborator au început să vorbească acolo foarte agitați între ei, au chemat pe șeful laboratorului și la un moment dat au zis că domne, zice, Sângele ăsta are numai 24 de cromozomi și omul, sângele uman, are 46. 23 de la mamă, 23 de la tată. Sângele ăsta nu are numai 24. Și nu găsim explicația că în mod normal sunt 22 de autozomi de la fiecare părinte, apoi un X de la mamă, totdeauna uh, X, X, și un Y sau Y, cum am spune pe românește, de la tată sau X. Dacă e X, X e fată, dacă e X, Y, ea să băiat. Și zice, sângele ăsta are numai 24, 23 de la mamă. Toate caracteristicile fiziologice sunt din linia genealogică a mamei și are decât un singur cromozom Y, dar lipsește elementul uman cu ceilalți 22 de cromozomi. Zice, extraordinar, zice, și ei ori concluziunea și o zis până la urmă, zice, de unde ai? De unde ai sângele ăsta? A cui e sângele ăsta? Și el așa le mărturisește, chiar atunci când povestește, începe să plângă. Deci îți dai seama de, de sinceritatea lui și spune, sângele ăsta este de la Mesia al vostru. Și foarte frumos spune în, în, în imagine, în scenă aceasta, ceea ce s-a întâmplat cu, cu tremurul acela de pământ, cu sutașul care a înfipt sulița în coasta Mântuitorului, cu sângele care a curs, cu tremurul care a descoperit, a, a, mișcat stâncile și a curs exact pe chivotul legământului. Pe locul acela unde marele preot intra o dată pe an în locul preasfânt ca să stropiască cu sânge de animal. Acum noi avem și imaginea aceea din cer, da, în evrei, se vorbește că a intrat în Sfânta Sfintelor nu cu un sânge de animal, ci cu însuși sângele lui. A făcut stropire, a făcut sfințirea în dreptul nostru. Dar iată că și din punct de vedere uman s-a întâmplat ceva acolo. Cum în istorie, cu, cu, atâtea sute de ani înainte, să ajungă chivotul acolo, exact la locul acela, calculat centimetru, la, la centimetru, să picure sângele acesta, acolo pe capacul ispășirii. Să facă ispășirea cu sângele lui ce sfânt. Și minunea mai mare, spunea el, medicii ăștia de la, de la laborator ziceau, bine, bine, noi vedem că ăsta e sânge vechi și normal sângele vechi e un sânge mort. Poți să-i verifici ADN-ul, dar nu poți să faci alte cercetări. Dar zice, sângele ăsta e viu. Sângele ăsta încă e viu. Iisus Hristos este viața sângele lui are putere să dea viață. Ceea ce noi sărbăm la cina Domnului și sărbăm într-un mod ilustrativ, noi, noi reprezintă ceva, da, pâinea și rodul viței. Dar în realitatea experienței spirituale, Iisus Hristos are putere să ne dea viața. Pentru că El este viața însuși. Lăudat să fie în numele Domnului. Mă opresc la cuvintele acestea, probabil de următorul sacrament, vorbind duminica viitoare, că e vorba de imaginea botezului. Dar mulțumesc fratelui Dor, mi au făcut și o invitație duminică viitoare să fiu împreună cu dumneavoastră și de aceea mă opresc la aceste cuvinte. Mă rog ca Dumnezeu să ne întărească și să înțelegem că în spatele acestor experiențe pe care noi le-am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură, în relația noastră cu Domnul, ne dăm seama că avem un Dumnezeu viu, un mântuitor care este viu, care ne-a făcut promisiuni frumoase și în ce privește viața veșnică și ele sunt de neclintit pentru credința noastră, dar toate acestea ne duc la o decizie. Este decizia pe care tinerii aceștia au luat-o să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos. V-am scris aceste lucruri pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin.